Bine v-am găsit, dragilor! Este o bucurie pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră prin intermediul Banat TV și a prietenului meu, Alin Bagiu, realizatorul acestei emisiuni, care m-a rugat să spun câteva cuvinte despre prima mea carte de science fiction, denumită Extraterestrul. Practic, acest volum este o culegere de povestiri science fiction fantastice și horror pe care le-am scris de-a lungul la aproape 20 de ani. Extraterestrul este o povestire, o noveletă mai curând, în care prezint viața unui tânăr extraterestru. Nu acel tip de extraterestri care ori exista, nu ori exista, care vin de pe alte planete, din alte lumi, ci un extraterestru, practic prima persoană umană născută în spațiu. În povestirea mea însă l-am readus pe pământ în condiții speciale. El a crescut, ajunge una dintre cele mai importante minți ale pământului, învață foarte multe lucruri și evident la maturitate este trimis înapoi în spațiu pe Stația Spațială Internațională ca și rezident permanent al acelei stații. Și aici intervine acel personaj care joacă rol negativ. E vorba despre o asistentă medicală tânără de care el se îndrăgostește și care în cele din urmă este trimisă și ea pe stația spațială alături de el și ea iubește. De aici o poveste de dragoste superbă care se încheie însă într-un mod pe care nu vi-l dezvălui acum. Cartea conține mai multe povestiri, una care a plăcut foarte mult se cheamă Conceput pentru moarte. Este o poveste pe care am scris-o și am regăsit-o după aceea într-un film hollywoodian despre acele ființe umane crescute pentru a le recolta organele care erau apoi transplantate în trupurile unor oameni importanți pentru omenire sau în trupurile unor oameni cu foarte mulți bani. De aici o poveste care efectiv a mișcat foarte tare cititori. Încă una se cheamă Trilly Câine și John Ombun. E vorba despre o echipă de astronauți care poposesc pe o planetă îndepărtată și acolo găsesc un fel de animăluțe care seamănă foarte mult cu câini. Și cosmonautul principal avea John, avea un câine pe navă, un prieten de-al lui, care efectiv reușește să stea de vorbă cu câinii de pe planeta aceea, cu un cățeluș numit Trilly și care în cele din urmă este părăsit acolo, dar el află că undeva în cer există și alte ființe. Într-o altă povestire, denumită Castele de nisip uscat, prezint povestea unui copil care la groapa de nisip în parc se joacă cu un copil de ființă venită din alt univers, pur și simplu, dintr-un univers paralel sau de pe o altă planetă, nu se știe. Sunt o serie de ființe care încep să apară în această realitate a noastră și interacționează cu noi, dar fără a comunica nimic cu noi. Pur și simplu îi vedem, există, sunt acolo, dar nu reușim să luăm legătura în mod real cu ei. Și încep să vină din ce în ce mai mulți, oamenii sunt tot mai nemulțumiți de acest lucru, încep chiar să-i urască și e povestea acestui puști care constată că acel copil extraterestru reușește să facă la groapa de nisip un castel din nisip uscat, nu nisip umed. Și tatălui îl întreabă dacă pur și simplu îl iubește pe acest prieten nou al lui. Și în momentul în care puștiul spune că da, chiar îl iubește, acel copil extraterestru dispare. Și atunci tatăl își dă seama că ăsta e singurul mod în care oamenii pot să scape de dușmanii lor, să-și iubească dușmanii, dar să-i iubească sincer. Și în acel moment ei nu pot rezista iubirii și dispare în universul din care au venit. Evident, este o parabolă, dar una care a plăcut mult tot cititor. Mi-a făcut o mare plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră și să împărtășesc cu dumneavoastră aceste informații despre cartea mea. Sper să o citiți și să vă bucurați la fel de mult de ea cum m-am bucurat eu când am scris-o.